Începând de la 1 iulie, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a obligat companiile care operează în acest sector să publice situația reclamațiilor chiar pe site-urile proprii. Astfel, cele mai multe reclamații au fost înregistrate în cazul asigurărilor auto, unde mai mult de 85% dintre petiții au fost transmise în legătură cu polițele RCA și Casco. În topul celor mai reclamate companii de asigurări se află Astra, care a înregistrat un număr total de 2825 de petiții în primul semestru al anului, din care 88% au fost întemeiate. Locul 2 revine companiei Omnia Sig, care a înregistrat un număr de 1651 de reclamații, dintre care 84,85% au fost întemeiate. În acest caz au fost adunate la un loc petițiile formulate împotriva celor două companii de dinainte de fuziunea între Omnia Sig și BCR Asigurări. Pe locul 3 se clasează Asirom cu 1119 petiții, dintre care 39,05% au fost întemeiate. A patra companie clasată ca număr de reclamații formulate de clienți este Euroins, cu 840 de petiții, dintre care 83,7% au fost rezolvate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Locul 5 a fost ocupat de Carpatica Asigurări cu 434 de reclamații formulate în primele 6 luni ale anului, dintre care 18,20% au fost întemeiate. Ați întâmpinat vreodată probleme cu asigurările, respectiv cu asiguratorii? Numai de sănătate, da. Sunteți mulțumită de serviciile primite? Nu, chiar deloc. Ar trebui să fie mai serioși. Ce promit să facă? Aveți asigurare? Da. La ce? La casă. Și sunteți mulțumit de serviciile primite? Da, și am asigurare extinsă, adică și pentru bunuri. Aveți asigurare? Nu am avut nevoie de ei. Am avem asigurare, dar nu am avut nevoie de niciodată. Am auzit prieteni de-ai mei care au avut asigurare pe mașină și nu li s-a dat la... și de fapt și eu am avut o problemă. Am fost asigurat pentru autoturismul pe care îl am și când i-am făcut reparații au trebuit să intervin în telefoane și în Alba și în București ca să-mi dea banii. Nu știu dacă e neseriozitate sau altceva. Păi n-am avut niciun fel de pagubă ca să pot să spun că am sau nu am o mulțumire vis-a-vis de ei, însă am înțeles că alții au avut surprize cu asigurările pentru deplasările în străinătate. În sensul că n-au beneficiat de niciun serviciu medical dincolo pe baza asigurării făcute în țară. Și asta dă de gândit. Companiile de asigurări sunt obligate să reînnoiască datele referitoare la situația reclamațiilor în primele 5 zile ale fiecărei luni. Anul trecut, cele mai importante 9 companii de asigurări din România au acumulat un număr total de 11.059 de petiții, dintre care au fost soluționate 6.844 în favoarea asiguraților.